Mina marină depistată la 70 de kilometri în larg de capul Midi a fost neutralizată de nava viceamiral Constantin Bălescu a Forțelor Navale, informează Ministerul Apărării Naționale. Echipa de scafandri de minori de la bordul navei s-a deplasat cu o embarcațiune rapidă în apropierea dispozitivului plutitor, a identificat tipul de mină și a stabilit procedura de distrugere. Conform procedurii operaționale pentru astfel de situații, scafandrii au montat pe mină o încărcătură explozivă pe care au detonat-o de la distanță. Operațiunea a durat șase ore, timp în care forțele navale românești au fost în alert. Un pescador românesc a fost cel care a observat mina care plutea în derivă în largul Mării Negre. O acțiune similară de neutralizare au executat tot luni și forțele navale turcești după ce a fost observată o mină în apele Mării Negre aproape de granița cu Bulgaria. Sâmbătă un incident similar a dus la suspendarea traficului naval în strâmtoarea Bosfor. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei anunțase în urmă cu o săptămână că 420 de mine plutesc în derivă în Marea Neagră, după ce cablurile de ancorare care fixează minele de fundul mării ar fi fost rupte de furtuni. Minele erau Lasată de ucraineni în zona portului Odessa pentru a împiedica vasele rusești să se apropie de țărm.